Neața lume, astăzi o să vă prezint niște scripturi din care le-am introdus în recent. Script înseamnă pentru sistemul de facțiuni și toate facilitățile care le o facțiune ilegală când este creat. Așa, deci în primul rând, cum intrați într-o facțiune ilegală sau sunteți liderul unei facțiuni ilegale, veți fi metat numele aici, anumite ranguri. Apoi la bunuri, aici va fi toate, în general vor fi toate chestiile noi. Vehiculele au toate mașini, toate facțiunile au vehicule interioare. Când cumperi un interior pe facțiune va apărea aici. Finanțe, în fine, aici tranzacțiile. Apoi terenuri, terenuri, numele de teren. Deci terenurile sunt un fel de zone de influență a facțiunii. Protecția luată, dacă ați luat protecția, nu, câți membri sunt, unde sunt eu, deci unul. Dacă e în război, dacă e da, în război. Câți bani are terenul și ce nivel are. Apoi putem face mai multe chestii. Fiecare teren produce un anumit bun unic care adminul setează. De exemplu, vrei să facțiunea ta e reprezentată cel mai bine de anumite droguri sau anumite arme, vorbești cu administratorul și spune pe diferite terenuri să producă anumite chestii. De exemplu, pe un anumit teren să producă un anumit drog, pe un altul să producă Uzi, o armă, o aia. Și extragi din teren, pac. Acum am extras PCP. Terenul ăsta produce PCP. O dată la 3-4 ore să produce o unitate și pot să extrag mai multe. Acum avem mai multe, deci pot să tot extrag. Acum nu mai are. Deci după 3-4 ore să pune încă unul și peste noapte vă treziți că aveți 3-4 arme, dar puteți să le extrageți de aici. Aici așa primesc armele de facțiuni legale. Aici o unitate. În fine, angajăm și vine. Vine la bine alți jucători și na, folosesc, mă dau seama. Așa, dansează. Pentru roleplay mai realist. Hai să ștergem. Congedăm. Acum laboratoare de droguri. Aici e foarte. Trebuie să facem un interior să vă arăt. Foarte interesant cum avem. Totul este automat, cât mai automat să fie făcut. Și hai să creăm 34, 0, cumpărăm, putem să ne cumpărăm o facțiune, dar nu. Să-l trec pe facțiune în direct. L-am pus 0, dar nu. Dar normal puteți să-l cumpărați și pe facțiune. O să apară acolo la interioare. Așa. Sunivity set inte facțiune 5. Așa, și cum vedeți, apare aici la interioare. Dacă e deschis, putem să-l redenumim. Fiecare lider al facțiunii își redenumește. Viti oficiu. Să zicem. Mesajul la început, acum nu e nimic. Să zicem. Terenul era un laboratoare. Hai să pun un interior mai ca lumea, să vă arăt. Zicem 85 set interior. Așa. De exemplu, droguri. Pentru a fabrica droguri, trebuie să aveți un laborator de droguri. Avem aici mai multe, trebuie să le șterg astea. Și crea aici un laborator. Se creează un fel de marker din asta mic, minuscul. Atenție că dacă vine poliția și intră la voi în casă, poate să vă distrugă aceste laboratoare de droguri. Deci, trebuie să le puneți în locuri ascunse, să nu știe, în camere, așa. Mergeți la el, apoi ți apare, aproape să pentru a începe să produci. Pusem N și așteptăm.
Mai de mult aveam sistem ca să fie la un anumit punct. Drogurile, dar acum fiecare facțiune poate să aibă laboratoarele lor. Acum să facem, de exemplu, pentru producerea, pentru fabricare gloanțelor. Aici e cel mai important. Toți au nevoie de gloanțe. Făcut o zonă aici. Tot la fel, un checkpoint. Și, de exemplu, avem mai multe. Avem Eagle și avem mai multe gloanțe. Hai să șterg gloanțele care le am. Să vedeți cum se face. Asta e cu 0. Și la fel ca la droguri, mergem în el, începe pe pasă în pasament și fabricăm gloanțe. Armele, v-am zis cum le faceți, sunt în F3 la extragere din teren. Anumite arme puteți să le obțineți prin misiuni. Sunt diferite misiuni la facțiunile ilegale, prin care puteți primi anumite arme. Să vă arăt imediat cum să faceți arme. O să așteptăm până primim gloanțele. Să zicem că ați extras o armă din teren care l-aveți. Aici am cu droguri. Așteptăm. Deci, dacă aveți mai multe arme în inventar, de exemplu, ai pistol și ai Uzi și ai AK-47, când fabrici, fabrici pentru toate trei deodată. Dar dacă aveți pistol și silencer, fabrici numai pentru una din ele. Am pus pe scaun. O să vedeți cum apare în inventar gloanțele după ce așteptăm. Gloanțele deocamdată sunt gratis, se pot fabrica gratis, dar pe viitor o să băgăm un sistem prin care trebuie să ai anumite materiale de a fabrica gloanțe. Și m-a costat ceva să cumperi materialele. Deci sistemul trebuie să fie cât mai dificil de obținut, cu atât mai bine, pentru că nu, să nu mai aibă tot serverul arme din ce în ce mai mari sau 30 de gloanțe, ai fabricat gloanțele. Și acum putem să intrăm în lupte de cam atâta pentru ziua de astăzi v-am arătat. Nu uitați să dați like și subscribe, fac videoclipuri din când în când despre noi scripturi introduse pe server. Țelul nostru este de a face 500 de jucători online. Dați like și subscribe.